Calite la telefon. Salut, Gabi. Salut, bună seara. Nu te mai puteam vedea că înțeleg că te-ai retras în... În munți. În munți, nu știu. S-a pierdut semnalul pe aici. S-a pierdut semnalul? De când okay. Ia să-l găsești data viitoare. Nu mai e nici semnal la net aici. Stai, găsește-l, că nu mai vedem mulucia sau deci ce de asta, deci de asta nu mai ești în video acum. Da. Să vedești noi artizanatul. A fost penalti ăsta? Cum ți-o pare? Păi dacă nu vă văd, am cum să... Dar n-ai nici televizor? Am televizor, dar nu prind aici, unde sunt. Sunt într-un loc unde nu am... Unde ești? Pe Marte? Unde te... Prin Digi România, în Spania. Da. În fi. Nu, încă n-am... Atunci nu te mai întrebăm nimic despre video, suntem doar pe modiu audio. Da. Da. Era un penalti la Ianis Hagi, despre care am auzit vorbindu-se, sau poate noi fi auzit eu sau fi vorbit, dar un penalti clar și cu periclitarea integrității corporale a cetățeanului. Mai ții minte momentul, minutul 75? Nu ții minte, nu. Nu, și se întreba retoric domnul Crăciunescu, așa este, am avut VAR aseară, nu știu dacă știți, căci și atunci cum golul înscris de Mitiță cu capul a fost verificat. A fost... Dar nu era, cred că nu era VAR-ul check, cel mai VAR. Da, nu, dar era VAR. Au avut deci un penalti, Gabi, cei din camera VAR n-au avut nicio emoție să verifice la faza respectivă. Nu, referitor la meciul de aseară, oricum am dominat pe toate planurile, pentru că mă uit și la statistică și... Avem și șuturi mai multe pe poartă. Am sau dominat, poartă, dar am și tremurat. Am tremurat, dar e bine totuși că am știut să repriza a doua, să gestionăm bine, din punct de vedere tactic și chiar defensiv, pentru că ei au început să pierdă curaj. Păi nu mi se părea că am gestionat așa am de bine, dovadă că pe Rațiul schimbă Rădoi, exasperat că scapă a doua oară omul de acolo, păi, unde trebuia să strângă. Dar Rațiu, prima repriză, a făcut o repriză bună, ca de altfel... De acord, suntem de acord, dar prin ce că am gestionat bine. Nu te-am contrazis la prima repriză, păi, mai ales ultima parte a primei reprize. Și Rădoi a gestionat bine prin schimbările pe care le-a făcut și, apropo de asta, el a gestionat bine ambele meciuri, cel cu Germania și cel de aseară. Ne-a arătat că știe să facă și schimbări, știe să facă și echipa, să o mobilizeze. Și ne-a arătat că știe să și plece rezultat, când toate merg foarte bine. Nu, ultima schimbare a fost el. Da, s-a schimbat chiar și pe el. Ne-a arătat că știe să se și schimbe la momentul la care dorește el, da. Ce să zic, e o comedie, o comedie acră, așa, știi, când vezi ce se întâmplă. Practic, îți dai seama că totul între el și federație e terminat, e rupt. Din moment ce el anunță federația prin intermediul presei că să-și caute antrenori din noiembrie, deci e clar, între ei nu, lucrurile nu stau bine, pentru că puteau să se așeze la o masă, să discute înainte, băi, vedeți că eu plec. Păi înțeleg că Mihai Stoichiță știa ceva, a recunoscut. Unii păi zic știa, că dacă chiar știa. Atunci, de ce nu i-a spus, nu, dacă vrei să renunți la sfârșitul contractului? Bine, o paranteză. Cum poți să faci contract în timpul calificărilor? Pentru că ele continuă cu meciurile de baraj, în cazul în care termin pe locul 2. Deci nu ai cum să... Tu trebuie să faci un contract până la finalul preliminarilor, în care se include și o eventuală calificare la baraj. Și o eventuală calificare la campionatul mondial. Adică așa trebuie să fie făcut un contract. Eu așa, știu că așa era, le avea și Ordănescu și eu am fost antrenor secund la echipa națională, la fel aveam și noi, în funcție de etapele pe care le parcurgeam. Dar eu nu înțeleg cum să se facă un contract până în noiembrie. Iar Rădoi, acum el, sigur că a vrut prin asta parcă să plătească așa niște polițe și federației și presei și nouă, care l-am comentat în multe feluri, sigur, în funcție de rezultate și de ceea ce a demonstrat. Și ne-a demonstrat, dar probabil asta e în capul lui, pentru că nouă nu ne demonstrează nimic prin asta, decât că nu știe ce face. Adică, în momentul în care el a arătat că e pe o linie bună cu echipa, da, și că sunt niște perspective, ne dă niște speranțe pentru viitor, ni le și taie. A, gata, va ajunge. Din noiembrie căutați-vă antrenor. V-am dat destul. V-am arătat că pot. Atât meritați. Deci păi, el a și zis-o. Nu cred că mai vreți încă 2 ani cu mine să mă vedeți aici în fața noastră. Nu știu dacă ai zis chiar asta, dar asta oricum, dacă n-ai să se înțelege, după ce m-ați contestat și mi-ați cerut demisia. Mi-ați cerut demisia, ca și spus, după meciul tur, adică meciul din Armenia, unde am fost învinși cu 3-2 după ce am condus cu 2-1.
Și cu schimbările mai ține minte, bla bla. Da, el trebuie. Și atunci omul spune, domnule, știi de fapt ce spune el, Gabi? Da. Eu sunt ăsta, Miredoi. Eu sunt omul care a fost cel mai transparent cu voi, cel mai aproape de cel mai volubil în discuțiile cu presa, cel care a stat ore întregi, nu s-a ridicat la conferință de presă până când i-a spus toate întrebările. V-am spus ce vreau să fac de la început. V-am spus că vreau să atac, după care sigur că tot atac, dar probabil că își mai schimbă ideile. V-am spus că eu sunt Rădoi ăsta. Păi dacă nu-l vreți pe Rădoi ăla pe care vi l-am arătat de la început, înseamnă că nu-l vreți pe Rădoi, punct. Eu nu sunt altul, spune el. De ce ați vrea pe Rădoi doar pentru că rezultatul întâmplător, dacă îi intra capul lui Mkhitaryan sau cum îl cheamă, acolo, ce era Mkhitaryan. Mkhitaryan. Că am auzit cu toate jocuri, Mkhitaryan, în fine. Omul ăla care a fost cândva un mare jucător de fotbal. Mickey, aseară. Așa, sau un important jucător de fotbal. Dacă intra capul, nu eram același Rădoi, nu-mi cerați tot demisia? Așa, pentru că n-a intrat capul lui Mkhitaryan, bine, cum n-a intrat nici golul ăsta, ratarea asta, câte ori o văd, în fine, al lui Mitriță. Te bucuri. Da. Da. Nu sunt acel, nu mi-ați fi cerut demisia, fraților, la 1-1? Ba da, a fost 1-0. De ce să nu plec eu fără să-mi cer demisia? Da, uite, dar are dreptate. Unii dintre noi am observat că am jucat foarte rău, că am jucat foarte rău în repriza a doua. Da. Dar mai spune ceva. Da. Poate s-a lovit. Ce legătură are cu plecarea? Păi și atunci, dacă aș care auzi zice el, ce mai mă vreți pe mine? Luați-o altul ca să zice ce mai dar bine. Dar a mai spus ceva, că vrea să antreneze o echipă de club. E, bine. Păi stai puțin. Poate că și-a dat seama că pasul ăsta a fost mult prea mare. Și vrea să se întoarcă ca să... E posibil și asta. Dar eu, în continuare, după cum am spus-o, aduceți-vă antrenorul pe care... Puneți ce antrenor vreți dumneavoastră sau cum a zis. Asta nu spune despre un plan făcut pentru o echipă de club. Spune despre o frustrare în momentul ăsta. Și mai ales despre o poliță plătită. De ce crezi că n-are dreptate, Gabi, spunând așa ceva? Dacă nu l-ați vrut pe Rădoi ăla de atunci, eu sunt același. Am evoluat cu echipa. Răzvan Burleanu, asta Radu, nu ziariștilor la conferința de presă. Că nu l-au numit era ziariști. Cu ziariștii în față. Nici ziariștii l-au numit, nu ei l-au... Ba, i-au cerut demisia. I-au cerut, adică... Și ceea ce era și normal la un moment dat. Și s-a cerut demisia tuturor. Înainte de conferința de presă a existat așa un curent ca la CPEX atunci la, cu Ceaușescu, te rugăm să rămâi? Dacă n-a fost nimeni care să zică, te rugăm, Mirele, nu pleca. Nu, rămâi aici. Deci n-a fost nici așa, nici așa. El a inventat chestia asta, ce o să mă rugați, voi aduceți. Nici dacă mă rugați. Dar stai că nu te roagă nimeni. Da. Da. Dar indiferent de tot ce spuneți aici, și indiferent de ce s-a întâmplat cu el, între el și federație, sau de ce a spus presa de el, el trebuie să știe care sunt consecințele unei astfel de declarații. Da. Și dacă ești un tip responsabil, nu o faci niciodată. Dacă încă te interesează și te interesează echipa națională și te interesează că aici să lași loc de, nu loc de bună ziua, dar să lași o atmosferă ok. Să nu strici sau să nu existe pericolul de a strica cât uși de puțin ce ai încropit până în momentul de față. Ăsta e pericolul, mi se pare și mie. Ăsta e pericolul mare. Noi, că să nu oamenii uităm că mai avem de jucat un meci jumate, da? Cam atât mai avem. Nu, mai avem două meciuri de jucat. Păi bine, un meci jumate cu Liechtenstein, lasă-o încolo, că cu Liechtenstein antrenează și primea de servici. Că trebuie să-i bat, nu? Emoții mari și acolo, că ai să joc pe carnetul dacă nu câștigăm. Păi da, păi dar eu știu ce numai, se poate să nu uitați întâmpla. Să nu uitați că Rădoi a pierdut o calificare la baraj, da? Și cam vede care e potențialul echipei și vede ce adversar poate să întâlnească la un eventual baraj. Deci el ia în considerare niște lucruri. A, crezi că mergi pe ideea că e frică de baraj, pleacă înainte eu să... Eu n-am zis că e frică neapărat. Sau înainte să sufere un eșec la baraj, eventual? El își face niște calcule, el se gândește... Nu? Adică de ce să mai rămân barajul unde eu am șanse mici, să fim sinceri, și să nu plec cu obiectivul încheiat, locul 2, care în proporție de 90% e obținut. Da? Tu, dar, Gabi, serios, eu nu te înțeleg aici. De ce? De ce este 90%? Deci noi nu mai știm cine e echipa României. Cine sunt, care stai este stai puțin, raportul avem un meci cu Islanda, care ai văzut cum arată Islanda, ai văzut-o ce a făcut și cu cealaltă echipă. Da, am văzut cum arată și Armenia, Gabi, și am câștigat doar cu 1-0 cu emoții.
Armenia, dacă Armenia este vreo mare echipă, am nebunit cu toții. Că da. Armenia asta, vorba cuiva, de când avem Mkhitaryan, nu mai câștigă niciun meci. Sunt mai rei decât... Este statistică. Da. Adică asta e o echipă sărmana care Germania pe bună dreptate i-a dat 6-0, că n-aveai cum să-i dea altfel. Păi da, dar noi suntem la nivelul Armeniei, mai un pic mai bun ca ei. Asta nu spun. La nivelul Germaniei. De ce Islanda ar trebui să nu, eu, Islanda, nu, pentru că jucăm acasă, pentru că echipa Islandei e într-o mare scădere, nu mai e ce a fost. Și avem șanse mai mari decât în meciul cu Armenia. Eu așa consider. Armenia da, sigur că avem șanse, avem șanse mari, dar asta nu înseamnă că asta nu înseamnă că poți. Asta nu înseamnă că poți să faci anunțul ăsta acum când încă nu s-a încheiat, când încă nu s-a încheiat contractul, da? Și să faci când mai sunt două meciuri de disputat, să transmiți și jucătorilor lucrul ăsta. Chiar dacă tu cu ei ești într-o relație bună și sunt sigur că jucătorii o să facă tot posibilul să-l întoarcă. Și prin declarații și prin joc. Am încercat să contactăm jucători. Deocată, da. În fine, eu am vorbit cu un jucător, nu pot să-i dau numele, că, evident, dacă... Care a spus că nu vrea să intre, abia scăpase și el de meciurile astea. Și că a spus, speră să se rezolve problema cu Mister. Speră să se rezolve sau ei ar insista să se rezolve problema, adică pe lângă el? Încă n-am vrut să bârâi omul la cap, mi-a dat de înțeles că nu e de bârâi. Uh-huh. A spus că speră să se rezolve și că... Bun, să speră să se rezolve, evident, nu cred că speră să-l dea afară, Speră să se rezolve, să rămâne. Vom vedea care va fi atunci jucătorilor. O să-mi da, Gabi, tu în locul lui Burleanu ai trage acum de Mirel după anunțul ăsta să rămână sau nu? Păi... Normal, eu trebuie să am o discuție cu Mirel, să-l întreb clar, adică, băi, noi n-am vorbit și tu anunți prin intermediul presei. De ce nu ne anunți pe noi? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Adică, chiar... Mai spun o dată, Mihai Stoichiță, de adevărat că s-ar putea să nu să avem toate informațiile, dar Mihai Stoichiță a recunoscut cea mai devreme la Liga Digisport, așa mai cu jumătate, dar a recunoscut că știa ceva despre povestea asta, okay, și în presă a apărut informația că el i-a anunțat după tripla trecută că vrea să plece. Acum începe anunțat, cum a anunțat el în conferință de presă, că l-o fi spus, băi, vedeți că vreau, și nu l-o fi luat în serios. Hai mă, lasă, că zice și el așa, dar își revine. Păi, sau că l-o fi zis, nu zicem nimic deocată, că poate pierde meciurile și atunci suntem bucuroși că vrea să plece. Păi eu mă gândesc dacă ar fi spus și dacă ar fi pierdut ieri cu Armenia același lucru, dacă ar fi declarat după meci. Dar în fine. Nu, altceva vreau să zic, dacă a spus federației, nu știu, Echită sau președintelui Burleanu, că el oricum pleacă și așa, și ei nu i-au cerut să nu facă public lucrul ăsta ca să se poată organiza, să gândească la un alt antrenor, să vadă ce măsuri trebuie luate și așa mai departe, înseamnă că iar tot vina federației, pentru că a permis selecționerului să spună lucrul ăsta. Deci clar se vede că între federație și Mirel Rădoi e o ruptură categorică. Asta e 100%. Pentru că dacă erau relații bune, niciodată nu s-a ajungea la declarațiile pe care le-a făcut el după meci. Da, și-o mai spun atât, unde cred, mi se pare mie că a intervenit ruptura, după mine, unii au tot felul de teorii, dar atunci ții minte că pur și simplu am deschis larg ochii și urechile, pentru că nu mai auzisem așa ceva. Ei l-au susținut, credeți-mă că am fost atent după fiecare acțiune. E, după meciul cu Georgia, amicalul, am mai țineți minte? 1-2, amicalul pierdut cu Georgia. Și ții minte și acum de la filmare Răzvan Burleanu în afara stadionului. Da? Și de ce era așa important amicalul ăla? Venea după Armenia. Venea, fusese Armenia și fusese imediat amicalul cu Georgia. Pierdut în Armenia, pierdut cu Georgia acasă, Da. Și aici așa, a fost o seară nereușită, în niciun caz vorbim de o criză, însă pentru că Răzvan Burleanu le împachetează, dar chiar împachetate, cumva s-a rupt plasa aia și au ieșit niște lucruri. Ne îngrijorează totuși ce se întâmplă, ceea ce Rădoi și staful tehnic au avut ca obiectiv pentru acest meci și cel cu Anglia este să regăsim jucători noi pentru jocurile oficiale din toamnă. Am văzut foarte mulți jucători noi, ar fi trebuit, deci ei n-au găsit, adică asta transmite. Ar fi trebuit să arătăm altfel în această seară, nici pentru jucători, nici pentru staful tehnic nu e deloc ușor, iar împachetează. Ne doream să câștigăm, încât să avem o vară liniștită la dispoziție. Întrebat, este un regres?
se stă o fracțiune de secundă sau se gândește, e un regres, da, categoric e un regres, că nu e altceva. Păi nu că am văzut jucători noi, am văzut prea mulți jucători noi, că la un moment dat erau 64 de oameni rulați în mandatul da. Lui. Da, deci el și l-am văzut, era vizibil iritat de ce se întâmplă și acolo cred că a fost ruptura. După mine, acolo, într-adevăr, el n-a mai fost susținut 100% oficial, acolo se fi putut întâmpla cu federația. Da, e posibil așa. Dar, indiferent a cui e vina, încă o dată, s-a grăbit Rădoi să facă așa ceva, e o chestiune pe care o va duce după el, asta cum duce, de exemplu, Bălănii, faptul că a lăsat echipa națională la un moment dat, că tot vorbeam. Gabi? Da. Te întrebam ceva? Da, aud. Mai punem o dată. Auzi, dar nu vorbești. Aici a zis Stelic, auzi, dar nu vorbești. Da, păi nu știam, nu credeam că vorbești cu mine, credeam că vorbești cu cei de acolo. Serios? Da. Cu tine vorbim, Gabi. Dacă va târâ după el, dacă va duce în cazul în care nu va fi comis apoi această decizie, așa cum o duce Bălânii, după el ne amintim mereu că și el a lăsat echipa națională, chiar dacă sigur îl apreciem pentru o mulțime de alte lucruri. Păi el pune în cumpănă. Ce atârnă mai rău? A doua înfrângere la baraj? Sau faptul că plec chiar dacă... Oricum el pleacă la finalul contractului, pentru că încă o dată federația l-a făcut pe genunchi. Da? Și atunci el se gândește că cel mai bine... Și așa mi-a dat impresia că de-abia așteaptă, că bă, încă o lună mai e și în sfârșit o să scape probabil de calvarul ăsta și o să poată să meargă să antreneze o echipă de club, așa cum sigur că își dorește. Na? Ce pot să înțeleg? Mai bine, ok. Mai sunt câteva subiecte, voiam să atacăm foarte repede, mai avem un pic până la pauză. Dumne, chestiunea asta o atacăm, că totuși unii dintre noi trăiesc în pandemie, înțeleg, alții nu, evident, alții trăiesc în altă lume. Sau noi trăim în altă lume, nu contează. La FCSB, antenorul e covidat, Edi Iordănescu, mai sunt jucători și mai departe, și a apărut patronul spunând la FCSB, FCSB nu se vaccinează. Păi? Cum vi se pare un asemenea mesaj? Păi, eu cred că patronul poate să decidă. Bine, nu-i obligă, nu-i oblig. A spus că nu-i oblig. Nu-i oblig, nu-i oblig să nu se vaccineze. Nu le interzic să se vaccineze. Decizia trebuie să aparțină celor care să le aparțină celor care conduc competiția, pentru că ei spun în competiția asta joacă numai jucători care au trecut prin COVID sau sunt vaccinați. Nu e adevărat. Asta e ribulă. Da. Nu. De ce? Cu testare. Cum? Cu testare. Sau cu testare, eu știu cum vrei să spui, să facă ceva. Da. Dar să fie una dată de deasupra. Păi să fie o regulă valabilă pentru toată lumea. Păi regula e că cu testare joacă. Testare joacă, da. După aia... Nu, ei spun ceva cei de la FCSB. Dincolo de chestia, de povestea cu vaccinul. Nu-i mai acceptați pe cei care sunt vaccinați, doar vaccinați. Da. Trebuie să prezinte și un test, și un test negativ. Tot aici mi-e teamă că au dreptate. Păi au dreptate. Adică e corect aici. Da, normal. Restul putem să discutăm. Da, dar conform specialiștilor, că nu o țață Elena dintre doi uluci, cei care sunt medici, adică cei care nu sunt vaccinați și care au virusul, în principiu îl pot împrăștia mai repede decât ceilalți. Corect, da. Așa că dacă, sigur că acum, dar trebuie să spun că sunt foarte mulți nevaccinați, trebuie să-i testez practic pe toți. Că dacă ar fi fost mulți vaccinați, cum se întâmplă în multe țări, probabil că erau mai puțini. Dar cum se pare asta? Că a apărut, e primul conducător care a apărut și a spus clar, domne, la noi ideea nu că, a zis că știu ei, e posibil, nu ne interzic, dar ei știu că nu e bine și atunci probabil că o să-mi urmeze sfatul. Cum ți se pare, Gabi? Asta că nu e bine să ne vaccinăm și ne dăm cu părerea oricine, înțelegi, fără să fim specialiști, asta e tipic la noi. La noi nu. Și a ratat premiul Nobel pentru medicină. Și în alte țări mai sunt. Poftim? A ratat premiul Nobel pentru medicină. Cred că la mustață. Ăla ar fi fost meritat. De fapt, vorbim despre insulină sau despre ce? Nu, mă, despre asta acum, că sunt 3 milioane de români care așteaptă premiul Nobel pentru medicină. Nu, credeam că chiar vorbești de Paulescu. Pentru ce legătură? Pentru medicină, că sunt 3 milioane, care știu ei mai bine cum e
treaba asta. Și păi n-a ratat, din cauza asta, așa. Din cauza asta se întâmplă ce se întâmplă acum în spitale și ce să spun mai mult. Fiecare e liber să decidă, să facă cum dorește, însă totuși atâția specialiști din toate țările care spun clar că vaccinul, da, te ține departe de spital, da, sigur că sunt scepții, dar una la nu știu câte mii sau asta e normal, da, că în general cine e vaccinat ajung. Eu cred că trebuie să-i ascultăm, cred că trebuie să ne conformăm și noi. Pentru că, uite-te, Spania deja e ieșit, e tot ok, Italia, Spania, un exemplu, Portugalia. Nici Italia. Cred că nici Portugalia. Portugalia este cel mai bun exemplu. Lumesc. Noi luăm exemplu în alte țări. Noi suntem... Păi asta spun, că noi ne dăm cu părerea toată lumea și oamenii, normal că sunt foarte mulți care se sperie, care pentru ei vaccinul înseamnă mai rău decât virusul. Da. Nu știu. Auzi, eu mă întrebam o chestie, dacă vă întreb de fapt, dacă în loc de o pandemie invizibilă cum e asta, da? Asta o vezi doar când ești pe aparate și acolo o vezi, dacă vrei să vezi. O simți. Dar dacă, da, văd unii, la unii nici așa nu văd. Dacă, de exemplu, ar fi apărut semne pe față, credeți că s-ar fi vaccinat? Sau dacă ar fi lăsat sechele pe față, că așa lasă pe plămân. Credeți că s-ar fi vaccinat? Ha, Gabi? Atunci puteai să-i deosebești pe cei vaccini, era mai ușor pe stradă. Nu mai trebuia să le ceri. Vedeai cei cu semne și cei fără semne, nu? Nu știu, întreb. Da. Se vaccinau de 100 la oră. Aha, ok. Bun. Bine, deci asta vreau să zic că a fost prima. Măcar să discutăm un pic despre chestia asta, că e primul patron de echipă care își asumă clar. N-am auzit nici să vaccinați, nici să nu vă vaccinați, dar el este primul, Gigi Becali, care spune chestia asta. Bine, tot dânsul a fost primul care a spus că oferă ajutor tuturor care au probleme în clinicile dânsului. De acord. Ne aducem aminte, de acord. Da? La am auzit multe exemple. La începutul pandemiei și chiar a și făcut. Am auzit multe exemple off the record cu foarte multe lucruri pe care le-a făcut, dar pentru mine este un paradox de nivel cosmic. Adică, în fine. Sau poate că el zice că mai degrabă să faci boala decât să introduci în tine anticorpii răi. Bine. Gabi, bine, asta sigur că trebuie să o accepte și aia care, în fine, sunt în situații grave. Îți mulțumesc pentru intervenție. Plăcere. Ne mai auzim și ne mai